Uite, fata, atâta stres în lumea asta. Și ai că e mult stres. Oameni stresați, animale stresate. Până și iarba zice că e stresată. Dar la iarbă îi dau dreptate că e stresată. Păi așa se taie iarba cu tractorul și cu tot felul de mașini. Da, păi când vede săraca că vine tractorul cealaltă cu discurile cele că tăie, ia și tremurătă, dar nici gomșele nu știu pe unde să ascundă. Iarba se taie dimineața, pe rău, nu la amiază scăi. Că iarba e plină de vitamine. Na. Și să lucre frumos cu furcoi, cu greblă, cu de-acele, nu cu mașini de-acele. Ia și un vârtie săraca iarba, nu știe ce băiare. Nu așa să faci. Dar, și să pune frumos pe clincer sau să face căptiță acolo pe câmp, ca iarba să-și ia la revedere de la holdă. Și apoi să duce acasă cu ștraful. Da, și să face fârcitură. Și ce e fârcitură? Hai de pe-i. Cine știa face fârcitură la noi era un adevărat arhitect, nu asta. Piramidă ardelenească, zice la fârcitură. Da, sau dacă nu, să băga pe pod. Oh, acolo pe pod era fain. Ioi. E să băga vara când era mai cald. Era un jur de 50-60 de grade pe pod. Plin de furișei și de praf de ala, de fân. Era un fel de saună cu acupunctură și aerosol. O zi de băgat fân pe pod și scăpa de toate alergiile. Deci la gonj, la praf, la polen, nimic nu mai aveai. No. Ala a fost fân. Nu ce fac aici cu tractor, fac niște balățoi așa de mari, rotunzi, cu iarbă înghesată așa. Gândești că e firispor. Nu mănâncă nici vacile. Nu. De aceea au fost bechești vacile oare când au fost de alea nebune. E la fân. Dară. Și apoi fac și laptele stresat, dacă și vaca e stresată. Nu? Ai văzut cum mult vacile? Le bag la săracele niște țâdi așa pe țâță și trag. Ia, Doamne, fie nu-i bineavorul. Altfel îți dă vaca laptele când te aude că merg la ea cu douniță. Dar și își spel frumos ujerul cu apă caldă și leși coda. Pui frumos scaunul și tragi din țâță, că așa se face. Duci laptele în casă. Îl pui în borcane, îl duci pe frigider sau în frigider, undeva la răcore, știi, ca să se aleagă groștiurul. No, după aceea îl pui la prins și apoi faci brânză, deci iei groștiurul după ea. Știi cum se face? Iei groștiurul pe deasupra și laptele ala lacru, ioi da buni, mamă cuptită și cu ceapă, știi cum are? Ioi, zbas cuptit cu basca. Se pune pe șpor într-o oală, la foc încet, știi? Și se învârtește din când în când ca să nu strese zărul. Și așa, să ia zărul după ce se pune în tuntiful și să face brânză. Puște o tocană de domne fie. No. Așa e, normal. Deci tătă treaba cu stresul pornește de la iarbă. No. Iarbă stresată, fân stresat, vaș stresate, lapte stresat, brânză stresată. No. Să nu te pui evranțul să știi și tu stresată. Tu știi că de la stres eu stau tătă zoa pe budă. No, fă bine. Stai liniștită. Merem la un curs de yoga? Ceva.